Spune lucrurile acestea pentru că, încă de la începutul mandatului guvernului Grindeanu, s-a vorbit despre o Românie normală. Și noi asta ne dorim. O Românie normală în care toți actorii politici se poate sta la aceeași masă și se poate discuta problemele fiecărei localități în parte, astfel încât parlamentarii județului Arad să poată avea un portofoliu de proiecte, un portofoliu de probleme pe care să le poată duce către București într-o manieră transparentă, legală, pentru ca nimeni să nu poată vreodată să spună că nu încercăm fiecare pe palierul pe care ne aflăm să ne facem datoria. Am promis cetățenilor municipiului Arad și cetățenilor județului Arad că vom avea un mandat axat pe nevoile comunităților și tocmai de aceea, așa cum spunea președintele Doru Căprar, ne dorim o întâlnire care să devină periodică între parlamentari și administrația publică locală, astfel încât toate problemele să poată fi discutate transparent, să poată fi discutate printr-o dezbatere la care, de ce nu, se poate participa și cetățenii din județ și din municipiu. În altă ordine de idei, suntem la început de an, suntem foarte atenți la modul în care se construiește bugetul pe 2017 și nu ne referim numai la bugetul național, ci și la bugetul municipiului Arad și al județului. Noi sperăm să putem să avem o întâlnire cu factorii de decizie din municipiu și din județ înainte de adoptarea bugetului în Parlamentul României, astfel încât să putem să preluăm amendamente și să depunem amendamente. Știm cu toții că sunt o serie de proiecte, fie în derulare, fie proiecte noi, care au nevoie de finanțare și credem că rolul nostru ca parlamentari este să putem să ducem aceste doleanțe către Parlament în comisiile de specialitate și, de ce nu, în buget, în plenul reunit al Camerei și Senatului. Totodată suntem foarte atenți la modul în care s-a încheiat 2016, cel puțin pentru primăria municipiului Arad. Ne așteptăm ca și anul acesta să discutăm de un excedent bugetar consistent și va trebui, fără niciun fel de urmă de ambiție sau de orgoliu, să discutăm, să vedem de ce fiecare an care se încheie cu excedent bugetar, ce anume nu funcționează și ce anume poate fi perfecționat. Ca parlamentari suntem aleși de cetățeni, tocmai pentru a încerca să fim o voce pentru cetățenii Aradului și pentru a încerca să fim cumva interfața între administrația locală și cetățeni. Suntem preocupați de proiecte mari, suntem preocupați, desigur, și am fost mereu întrebat de această chestiune de pasajele de la Arad, pentru noi reprezintă o prioritate și știu că poate e o temă deja desuetă, dar e o temă, zic eu, totul de maximă actualitate. Vom relua de săptămâna viitoare discuțiile pentru ca bugetul să prevadă sumele acestea pentru finalizarea celor două pasaje. Suntem în continuare interesați foarte, foarte mult de sistemul sanitar.